În ultimul verset spunea, din cântare, te iubesc, Domnul meu. Doamne, ajută-ne să-L iubim pe Domnul și cuvântul din sala aceasta va fi tot de iubire. Îl găsim scris în Evrei, în cartea Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16, pagina biblică 1028, versetul de aur al Bibliei. Să-L urmărim și apoi să-L citim împreună cu toții, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Amin. Am vrea să-L citim cu toții, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Amin. Vă rog să vă reocupați locurile. Dacă vom pleca doar cu acest gând acasă, că am citit versetul de aur, va fi bine de noi. Iubiți frați și surori, am vrea în seara aceasta din nou să lăudăm numele Domnului. Să-L binecuvântăm pe El, pentru că El s-a implicat în viața noastră și ne-a dăruit în împărăția Sa, din locul Său, ne-a dăruit nouă multe binecuvântări. Și pentru că El ne-a binecuvântat, am vrea și noi să fim oglinda care să radiem de pe pământ spre cer tot binecuvântări. Să-L binecuvântăm pe Domnul. Facem lucrul acesta pentru că ne dorim și săptămâna aceasta care ne stă în față să avem o săptămână plină de binecuvântări. Domnul ne-o dă dacă noi îl binecuvântăm pe El. Doamne, ajută-ne în seara aceasta să îl binecuvântăm pe Domnul. Iubiți frați și surori, în seara aceasta, timpul care îl vom petrece, vom vorbi despre iubire. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune în seara aceasta, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Vom vorbi despre iubire dumnezeiască. Pentru că iubirea este dumnezeiască și este iubire firească. Știu că ceea ce voi spune în seara aceasta va fi ceva neplăcut pentru mulți. Neplăcut pentru mulți. Pentru că așa este omul. Așa suntem noi creați. Să avem lucruri plăcute și lucruri neplăcute. De exemplu, eram copil acasă și când seara, după o zi de muncă, găseam câteva clipe să mă joc, striga mama: haide în casă la mâncare pentru că trebuie să ne culcăm. A doua zi să mergem de nou la treabă. Era un lucru neplăcut pentru noi, dar benefic pentru trup. Nu-i așa? Neplăcut. Nu știu dacă v-ar fi plăcut sau dumneavoastră vă plăcea când vă strica joaca părinții. Când profesorul la școală ne sancționează cu nota scăzută la purtare, note mici. Acum nu mai e voie de bataie cum era pe vremuri. Ne sancționa pentru că fugeam prin clasă. Pentru noi era un lucru plăcut. Dezmorțam oasele după ora de română, de matematică, de ce era, nu? Și alergam puțin. Apoi vineau lucrurile neplăcute ale vieții. Disciplina profesorul. Acum fiecare mergem la medic. Când mergi la medic și acolo avem de multe ori lucruri neplăcute. De multe ori n-am vrea să le auzim, dar medicul, pentru că ne iubește și ne vrea binele, ne vrea sănătatea noastră, ne spune la subiect: omule, dacă nu te lași de mâncat carne, te curăți.
dacă nu te lași de pâine, te curăți, dacă nu te lași, aici nu e vorba, să nu fumați și nu beți, dar nu vă spun de lucrul așa, dar de cele pe care noi le practicăm, nu? Dacă nu reduci mâncarea, te duci, pentru că organism, inima e imbibată în grăsime. Trebuie să mai... Sunt lucruri neplăcute pentru un moment. Să nu mănânci carne, să nu mănânci pâine, să nu mănânci cele 5-6 mese pe zi, să nu mănânci micii care, nu? Care poate atât de mult îți plac. Sunt lucruri neplăcute. Dar sunt lucruri care aduc sănătate, aduc viață, nu? Pe viitor ne bucurăm de lucrurile acestea. Eu știu că în seara aceasta vreau să vă spun lucruri neplăcute, dar care să vă ajute, să ne ajute pe toți să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Și vorbeam despre iubire în seara aceasta și voi vorbi despre iubire. Iubirea biblică, nu iubirea lumească sau după cum este scris în lume. Pentru că dacă aș fi vorbit despre iubirea din lume, v-aș sigura că dacă stăm până la 8:30, 9 aici în biserică, n-ați pleca acasă. Pentru că suntem curioși, nu? Să auzim, să vedem, să... Am multe explicații să le... Așa suntem doi. Dar în seara aceasta n-aș vrea să vorbesc nimic despre ce e lumesc. Și aș vrea să vorbesc despre ce este dumnezeiesc. Pentru că pune cuvântul Dumnezeu și versetul de aur, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu. Și în seara aceasta aș vrea să alergăm prin Biblie să vedem ce face iubirea dumnezeiască. În ce constă e? Noi de multe ori spunem în biserică că îl iubim pe Dumnezeu. În altă parte spune Biblia, și dracii spun că cred, dar nu fac voia lui Dumnezeu. Iubirea dumnezeiască înseamnă alipire. Și m-am uitat în Scriptură, 1 Samuel vorbește cuvântul Dumnezeu și aș vrea să ne uităm în versetul 1 despre doi oameni care au avut o astfel de iubire. Și spune Scriptura, David sfârșise de vorbit cu Saul și de atunci sufletul lui Ionatan s-a lipit de sufletul lui David și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul lui. Iubirea dumnezeiască, mai mult de vorbe, înseamnă, ce spune acolo, alipire. Alipire. Iubirea dumnezeiască înseamnă alipire de Dumnezeu. Pentru că El ne-a iubit, El s-a alipit de noi. Nu? Nu s-a alipit Dumnezeu de noi? Pentru că s-a alipit de noi, spune Scriptura, că El a dat ce a avut mai scump pentru mine. A dat ce a avut mai scump pentru mine. L-a dat pe Fiul Său, ca Fiul Său să vină și să moară pentru mine. Pentru că s-a lipit, a dat. S-a lipit de noi și a dat. Iubiți frați și surori, în seara aceasta aș vrea să vă spun că creștinismul penticostal din Vulcan trebuie să se alipiască de Domnul. Să ne alipim de Domnul și alipirea aceasta înseamnă să dăruim. Și mă uit de multe ori la noi că și noi spunem că îl iubim pe Domnul. Dar știți ce dăruim? Frămituri dăm, nu? Frânturi din zi, nu? Frânturi din tot ce avem, dăm frânturi lui Dumnezeu. Dar spune Scriptura, pentru că Dumnezeu ne-a iubit, s-a lipit de noi și L-a dat ce a avut mai scump pentru mine și pentru noi toți care suntem aici. A dat ce a avut mai scump. În seara aceasta aș vrea să privim în oglinda vieții noastre, fiecare să se cerceteze pe El însuși. Dumnezeu s-a lipit de noi și a dat. În călătoria noastră, în viața noastră de creștin, pentru că nu suntem toți egali în anii pocăinței. Unii sunt mai de mult, alții mai de curând, alții poate de 10-15 ani, nu toți suntem la fel.
Dar avem câțiva ani de zile care noi ne-am întors la Domnul și spunem că îl iubim pe Domnul, ne-am alipit de Domnul. Întrebarea se pune, ce am dăruit lui Dumnezeu? Știți că Domnul asta ne va întreba? El va veni și îți va spune, eu te-am iubit și m-am alipit de tine și am dat ce am avut mai scump pentru tine. Tu, Filipe, ai spus că m-ai iubit pe mine, ce ai dat pentru mine? Ce-i mai scump să-i dai Domnului? Știți ce cere Domnul? Fiule, dă-mi inima ta. Inima! Domnul nu vrea altceva de la noi. În momentul când îl iubim pe Domnul și în momentul când ne alipim de El, Domnul vrea ca inima noastră să fie dată Lui. Și în momentul când inima ta este dată Domnului, este o schimbare. Este o schimbare. Când inima ta este dată în totalitate Domnului, este o schimbare. Pentru că te-ai alipit de El. Și în ziua Domnului, sau în ceasul rugăciunii, sau în ceasul cântatului, sau în ceasul predicii, tu nu faci altceva. Nu faci altceva. Decât spune Scriptura că oamenii dinaintea noastră s-au alipit de Domnul și ei se ridicau în picioare când citea cartea aceasta a legii și aveau momente când răspuneau, amin, așa să fie, nu? Erau alipiți de Domnul și erau legați de ceea ce spunea preotul acolo și spuneau, amin, așa să fie. Suntem noi alipiți de Domnul? Inima noastră este dată în totalitate Domnului? Pentru că n-avem altceva mai scump decât inima. Și noi cântăm cântarea, n-am ce-ți da, n-am ce-ți da decât inima mea. Și Domnul asta o cere și asta o vrea. Și Domnul a spus, păsările cerului au cuiburi, vulpile au vizuini, animalele sălbatice în pădure au și ele locașurile lor unde să se odihnească, dar Fiul lui Dumnezeu n-are unde să-și odihnească capul. De ce? Pentru că Dumnezeu a pus în noi ceva scump. Și ceea ce a pus Dumnezeu scump în inima noastră, în viața noastră, în trupul nostru, este inima. Știți că noi inima trebuie să o dăm lui Dumnezeu și din ea să o facem să fie templul lui Dumnezeu și Dumnezeu să vină și să locuiască în ea? Doamne, ajută-ne să mă ajute Domnul întâi pe mine și apoi pe dumneavoastră să iubirea aceasta dumnezeiască să fie în lăuntrul meu. Și în primul rând, iubirea dumnezeiască înseamnă alipire. Uitați-vă, oamenii aceștia spune că ei s-au plăcut și au trăit, au experimentat iubirea aceasta și spune că David și Ionatan s-au iubit ca pe sufletul lor, ei s-au iubit, s-au alipit unul de altul și n-au putut să mai despartă. Și noi știm ce spune Scriptura, de dragostea lui Dumnezeu, de iubirea lui Dumnezeu, ne desparte doar o inimă rea și necredincioasă. Asta ne dezlipește pe noi de Dumnezeu. O inimă rea și necredincioasă. Dragii mei, frați și surori, în altă parte spune omul Dumnezeu, păzește-ți inima mai mult ca orice. Mai mult ca orice, păzește-ți inima. De ce? Pentru că în ea, Dumnezeu dorește să locuiască. Dumnezeu nu are nevoie de casa aceasta. Nu are nevoie de casa aceasta. Dumnezeu are nevoie de inima mea. De inima mea El are nevoie. El are nevoie să se contopească cu mine și să fie în mine. De aceea spune Scriptura că și noi trebuie să ne alipim de Domnul și să-i dăruim inima lui Dumnezeu. El a dat ce a avut mai scump pentru noi și noi să dăm ce avem mai scump pentru Domnul, să-i dăm inima și inima noastră să fie templul lui Dumnezeu. Și când să fie templul lui Dumnezeu? Când vrea Dumnezeu să locuiască în noi? Spune Scriptura că El în fiecare zi, spune Scriptura, El trece pe terra aceasta. În fiecare zi, în fiecare ceas, nu știu când începe ceasul lui Dumnezeu, nu știu când începe vizita lui Dumnezeu în casa mea,
Nu știu când, dar știu un singur lucru. Dacă inima mea este pregătită și dacă inima mea este dată Domnului, Domnul intră în ea în orice vreme. Fie că dorm, fie că alerg, fie că muncesc, fie că citesc în Biblie și inima este dată, El intră în inima mea. Dragii mei, frați și surori, Dumnezeu vrea să-i dăm inima noastră 24 din 24 să o dăm Lui, să fie a Lui. Nu numai duminica, nu numai când suntem în casa Domnului, nu numai când suntem aici în biserică, să dăruim, să ne alipim de Domnul. Și Domnul vrea ca lipirea aceasta să fie în permanent, în orice clipă și în orice moment, noi să fim alipiți de Domnul și Domnul să fie alipit de noi. Pentru că El a dat, El ne-a iubit, dar noi trebuie să fim oglinda aceea, care, cum spuneam la început, care să reflectăm iubirea către Dumnezeu și în fiecare clipă. Când se uită Dumnezeu la noi, să vadă în noi ceea ce este în El. În El este iubire și iubire trebuie să fie și în mine. Doamne, ajută-ne să ne alipim de Domnul. Un alt lucru pe care spune Scriptura că îl face iubirea lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a făcut în viața noastră, spune că în cartea Efeseni, spune Apostolul Pavel și aș vrea să citesc Efeseni 5, versetul 1 și 2. Ce face iubirea? Spune așa, Apostolul Pavel, urmăriți dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit și a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Deci iubirea lui Dumnezeu, iubirea dumnezeiască înseamnă dăruire. Dăruire. Dumnezeu vrea ca noi să ne dăruim Lui. Să ne dăruim Lui. Și Dumnezeu când cere dăruirea de la noi, o cere din toate unghiurile. Unii din noi suntem mulțumiți că venim la biserică și ce dăruim aici la colectă. A trecut acum colecta, nu? Suntem mulțumiți că am pus un 5, un 10, un leu. Suntem mulțumiți că am dăruit un ban Domnului. Alții sunt mulțumiți că vin în biserică și cântă o cântare. Domnule, eu am dăruit altceva. Am făcut altceva. Am dăruit. Am dăruit o cântare și îs mulțumit că am dăruit. Dar alții, cum suntem noi predicatori, nu păstori, dacă predicăm o oră, suntem mulțumiți că am dăruit Domnului ceva, un timp, nu? Dar știți că Domnul dorește mai mult decât atât? Decât atât dorește mai mult în dăruirea noastră? Biblia spune despre Dumnezeul nostru că El s-a dăruit și ne-a arătat un model de dăruire. Și spune Scriptura, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și a venit Hristosul, a venit Mântuitorul, a venit Fiul lui Dumnezeu în lumea noastră. Și ne-a arătat modelul acesta de trăire, de dăruire, a sfințăniei, a curăției în fiecare zi din viața Lui. Dragii mei, frați și surori, pe lângă ceea ce facem noi, că dăm un leu, pentru că dăm o cântare, pentru că facem, noi trebuie să dăruim mai mult lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea mai mult de la noi, pentru că El a dat mai mult. Și ceea ce ne-a arătat Hristos, ne-a arătat sfințirea. Și noi trebuie să dăruim sfințirea, pentru că Dumnezeul nostru este sfânt. Cel care ne-a spus despre iubire, cel care ne-a vorbit despre iubire, s-a dăruit, dar în dăruirea Lui ne-a arătat sfințirea, curățirea, nu? Ne-a arătat lucrurile acestea. Și noi în lumea aceasta în care trăim, noi trebuie să demonstrăm lucrul acesta, să dăruim. Lumea când se uită la noi, lumea vrea să vadă ceva în noi. E sătul în lumea de politică, e sătul în lumea de politica creștină, cu alte cuvinte, nu? Toți vorbim frumos, și penticostali, și baptiști, și creștini, după evanghelie, și ortodoxi, toți acum, pe toate canalele, se vorbește despre
despre iubirea lui Dumnezeu sau se vorbește despre Dumnezeu, se vorbește despre poruncile lui Dumnezeu, dar lumea vrea altceva, vrea altceva. Dacă voi spuneți că Dumnezeu este dragoste și voi sunteți fiii lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea să vadă în noi sfințirea. Asta vrea să vadă lumea. Asta se uită, asta caută lumea și după asta aleargă lumea. Unii vede un om sfânt, unii vede un om temător de Dumnezeu, oamenii se oprește sau de vorbă. Dar unii vede un palavarăgiu, se duce mai departe. Și Biblia spune că El a dat, trăiți în dragoste, trăire. Deci trăiți în dragoste, trăiți în iubire. Trăiți așa cum este Hristos, trăiți și voi. El este sfânt, fiți și voi sfinți. El este milos, fiți și voi miloși, nu? El este plin de dragoste, fiți și voi plin de dragoste. Lui îi pare rău, el se apleacă lângă omul căzut. El se apleacă lângă omul care și îi pare rău din necazul lui. Nu? S-a uitat la durerea celor două femei și a spus, Doamne, dacă Tu ai fi fost aici, i-a părut rău și a zis, unii l-a spus. A dus Domnul și a practicat acolo, a trăit acolo, a pus în practică iubirea. Iubiți frați și surori, aș vrea ca Domnul să ne ajute și pe mine întâi. Întâi pe mine și apoi pe dumneavoastră. Să trăiesc, să dăruiesc iubirea. Iubirea să o doresc înapoi lui Dumnezeu. De aici Dumnezeu a dăruit-o din cer, a venit la mine, a intrat în mine și de aici încolo eu trebuie să o dăruiesc înapoi la Dumnezeu. Știți? Acesta este modelul de trăire. El ți-a dat și tu trebuie să dai. El nu ne-a dat ca să fie al nostru. Avem în Scriptură un pasaj unde vorbește Domnul Iisus Hristos și spune pilda bogatului care i-a rodit țarina. Și spune omul acela, eu am primit de la Dumnezeu, Dumnezeu mi-a dat. Ambarele pe care le am sunt atât de mici pentru binecuvântările lui Dumnezeu. Și a zis el, știu ce am să fac de acum încolo. Am să stric toate ambarele mele. Am să lărgesc ambarele și toate lucrurile acestea pe care Dumnezeu ne le-a dat. Am să le strâng în ambarele mele. O să am pentru mulți ani să fiu fericit. Și Dumnezeu se oprește în dreptul lui. Știți ce îi spune? Nebunule. Știți că Domnul se oprește și în dreptul nostru? Dar putea să ne spună și nouă, eu v-am dat iubirea ca voi să o dați mai departe. Eu v-am dat iubirea ca voi să o dați mai departe. Și voi în loc să o dați mai departe, voi ați ținut-o pentru voi. Ați ținut-o numai pentru inima voastră și v-ați bucurat voi, fără să dăruiți mai departe. S-au uitat oamenii la voi și au vrut să vadă în voi ceea ce sunt eu. Ceea ce am fost eu în lumea aceasta. A vrut să vadă oameni, dar voi n-ați dăruit. Știți ce ne va spune Domnul? Nebunule, chiar în noaptea aceasta se va cere socoteală de ce n-ai dăruit. Ce n-ai dăruit? Iubiți frați și surori, suntem îndemnați în sala aceasta să dăruim iubirea lui Dumnezeu. Să o dăruim. Am primit-o de la Dumnezeu, o dăm înapoi la Dumnezeu, dar trebuie să o dăm și pe orizontală. Vom vedea lucrul acesta în Scriptură. Că trebuie să o dăm și pe orizontală. Scriptura spune că și noi trebuie să dăruim iubire. Pe lângă toate ceea ce facem, pe lângă venim și... Dar trebuie să dăruim iubire. Asta ne vrea Dumnezeu. Asta e iubirea dumnezeiască. Înseamnă primești și dai. Primești și dai iubire. Dacă o ții pentru tine și nu o dăruiești mai departe, Dumnezeu ne va spune, cum i-a spus omului din Scriptură, nebunule, chiar în noaptea aceasta se va cere sufletul. Doamne, ajută-ne! Mă uit la ceas, ceasul se duce și am scris mai multe puncte, dar mă voi opri undeva la fără 5 și mă voi opri. Un alt sens al cuvântului iubirii dumnezeiești îl găsim scris în Scriptură, în cartea 1 Ioan, capitolul 2, versetul 10. Uitați-vă ce spune Scriptura. Cine iubește pe fratele său, rămâne în lumină. Și în el nu este niciun prilej de potignire.
Cine iubește pe fratele său, rămâne în... Iubiți frați și surori, iubirea dumnezeiască înseamnă rămânere, să rămâi. Iubirea dumnezeiască înseamnă să rămâi. Spune Scriptura, cine iubește pe fratele său, rămâne în lumină. Uitați-vă dumneavoastră la Domnul nostru Iisus Hristos. Cu câte betecne ne-a iubit El? Câte betecne n-am avut noi, eu, nu le-am în fiecare zi. Greșesc înaintea Domnului, poate în gândire, de multe ori. Spune Biblia, dacă tot acine Ioan spune, cine zice că n-are păcat, este un? Dragostea lui Dumnezeu nu este în? Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos, la iubirea Lui. Câte greșeli nu facem noi? De câte ori ne-a urât Domnul? Ar putea cineva să spună că duminica asta, sau nu duminica asta, săptămâna care a trecut, a fost urât de Domnul? Pentru că a greșit? Și Biblia spune, cine iubește pe fratele său, rămâne în lumină. Știți că Dumnezeu ne-a iubit cu toate greșelile noastre? Dumnezeu ne iubește așa cum suntem noi? Pentru că El este lumină. El este lumină, așa spune Scriptura. El este lumină, nu? Noi nu avem nevoie de lumânări când murim, nu avem nevoie de, eu știu, de lumini artificiale, nu avem nevoie nicio fel de lumină, pentru că lumina noastră este Hristosul. El este lumină. Și Biblia spune că cine iubește pe fratele său rămâne în lumină. Ca să rămâi în iubirea dumnezeiască, eu trebuie să-L iubesc pe fratele meu așa cum este El. Eu așa trebuie să-L iubesc. Altfel, egal zero. Dacă ne iubim pentru că m-a iubit, dacă îi fac bine pentru că mi-a făcut bine, dacă mă duc la el pentru că a venit la mine, nu? Spune Scriptura, și păgânii fac la fel. Dar iubirea dumnezeiască ne spune în seara aceasta că ea iubește indiferent de slăbiciunile pe care le ai și le am. Așa este Dumnezeu, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, m-a iubit pe mine și mă iubește pe mine cu toate greșelile mele. Nu sunt bun, eu sunt cel mai slab, sunt cel mai păcătos, dar mă iubește Domnul. Mă iubește Domnul pentru că El nu-și poate lua cuvântul înapoi și El ne-a spus, voi fi cu voi, vă voi iubi în orice clipă al vieților voastre. Sau cum spune Matei, mă duc și mă voi întoarce și voi umbla cu voi în toate zilele voastre. Nu? Ne iubește Dumnezeu și mă iubește Dumnezeu așa cum sunt eu. Și pentru că mă iubește, eu văd iubirea lui Dumnezeu la fiecare răsărit de soare, văd iubirea lui Dumnezeu. Văd că sunt sănătos. Nu? Pot vorbi, pot umbla, am casă, am masă, am unde să stau. Toate acestea e dovadă că mă iubește Dumnezeu. Dacă nu m-ar fi iubit Dumnezeu, ne-ar fi înghețit de mult lumea. Tot ce este în jurul nostru. Dar iubirea lui Dumnezeu înseamnă rămânere. Să rămâi în iubire, să rămâi acolo unde te-a așezat Domnul, să rămâi cu frații tăi așa cum sunt ei, să rămâi împreună. Asta e iubire dumnezeiască. Și spune Scriptura, prin aceasta vor cunoaște lumea că sunteți fiii mei. Dacă vă veți iubi unii pe alții și veți trăi în dragoste, în unitate. Știți că Dumnezeu nu desparte nimic și Dumnezeu totul adună. Cel ce desparte și cel ce împrăște este iubirea omenească. Ea împrăște. Atât ești bun, atât te iubește, cât îi răspunzi cu iubire înapoi, cât îi dai, cât îi faci, cât îl ajuți, atât te iubește. Dar spune un cuvânt, sau cum spunea nu știu care, calcă-l pe... Vei vedea ce-ți face fratele,
Cum îți răspunde? Nu, la iubire. Iubiți, frați și surori, iubirea dumnezeiască înseamnă rămânere. Să rămâi lângă fratele tău așa cum este el. Puteți să rămâneți? Dacă un frate vă înțapă, puteți să rămâne lângă el? Știți de ce trebuie să rămânem lângă el? Spune Scriptura că în momentul când vom ajunge în cer și în momentul când se va construi templul lui Dumnezeu acolo, din pietre vii, spune Scriptura că când vom ajunge acolo și vom fi piatra aceea din templul lui Dumnezeu, spune Scriptura că acolo nu se va mai auzi nicio lovitură de ciocan. Nicio lovitură, pentru că toate pietrele care vor fi puse în construcția lui Dumnezeu sunt de la locul lor de acolo. De aia Dumnezeu spune și ne spune, noi trebuie să ne iubim, frații, pentru că și El ne-a iubit. Iubirea dumnezeiască înseamnă iubire, să rămâi lângă fratele tău. Dumnezeu l-a așezat pe fratele tău să-ți dea cu ciocanul în cap sau să te lovească în mână, să te lovească în buzunar, să te lovească, eu știu unde să te lovească, dar pentru că acolo ai un colț. Colțul acela nu se potrivește în clădirea lui Dumnezeu. Și oamenii care fug de lângă frații lor, care fug din biserică, care fug în altă parte, nu e bună biserica din Vulcan, nu e bună. Știți de ce fug? Au colțuri. Nu vor să fie loviți. Nu vor să fie loviți. Nu vor. Și pentru că dacă le spui adevărul, îi spui adevărul, ai ceva cu mine. Nu, ai ceva cu viața mea, ai ceva. Dar iubirea lui Dumnezeu spune, rămâneți. Cine zice că iubește pe fratele său, rămâne în lumină. Iubirea dumnezeiască înseamnă rămânere în lumină, rămânere în Hristos. Pentru că Dumnezeu a pus pe frați să ne mai cioplească. Dumnezeu a pus, pentru că în mine mai sunt colțuri. Colțurile acelea nu-i plac lui Dumnezeu. Colțurile acelea împiedică unealta sau piatra mea să fie în zidul lui Hristos. De aceea Dumnezeu a pus lucrurile acestea în noi și a lăsat pe frați să ne mai lovească, să ne mai dea. Dar l-a lovit și pe el. L-a lovit și pe el. El care n-a avut păcat. Eu sunt imperfect. El a fost perfect. El n-a avut niciun colț. El n-a avut nimic. El a fost piatra din capul unghiului. Și totuși a fost lovit. Spune Scriptura că El ne-a iubit până la capăt. Și a rămas cu noi. Și rămâne cu noi. Până în momentul când va veni pe noi în slavă să ne ia acasă. Doamne, ajută-ne și pe noi. Dacă avem iubirea dumnezeiască în noi, rămânem în biserică, rămânem cu frate, trăim în unitate aici, pentru că iubirea lui Dumnezeu ne strânge, nu ne împrăște. Și Dumnezeu când ne iubește, ne și curățește, ne și cioplește, ca să devenim pietre în templul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Închei cu Deuteronom 10, cu 12. Un alt lucru pe care spune Scriptura, că trebuie să fim noi și ce face iubirea lui Dumnezeu și a făcut Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă, spune, acum Israele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umble în toate căile Lui, să iubești și să-i slujești Domnului Dumnezeul tău din toată inima ta. Un ultim gând, ar mai fi altele, dar mă opresc aici, că okay? Un ultim gând pe care îl cere Domnul, sau îl vedem în iubirea lui Dumnezeu, iubirea dumnezeiască, este iubirea care slujește. Slujește. Spune Scriptura, ce alta cere Domnul de la tine? Ce alta cere Dumnezeu de la mine? Dacă eu sunt în iubirea lui Dumnezeu, dacă eu am iubirea lui Dumnezeu în mine, spune că eu trebuie să slujesc lui Dumnezeu. Și când slujesc lui Dumnezeu,
pe Dumnezeu nu-L putem să-L vedem, să ne ducem să-I slujim Lui. Dar spune Matei, capitolul 25, acolo: Doamne, Doamne, când Te-am slujit eu pe Tine în felul acesta? Când am dat eu paharul cu apă? Când, Doamne, am făcut eu lucrurile cu tare? Când Te-am văzut eu pe Tine? Pentru că în alergarea mea, în trăirea mea, văd acum splendoarea Ta. Eu n-am văzut-o pe pământ. Tu spui, Doamne, Tu îmi spui mie că Ți-am dat un pahar cu apă. Când? Spune Scriptura, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din cei mai neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Iubiți frați și surori, ori de câte ori facem un lucru, îl acceptăm pe fratele nostru, stăm lângă el așa cum este el, nu? Așa cum este el, stăm lângă el, îi spunem un cuvânt bun, un cuvânt de încurajare, un cuvânt de mângâiere, noi slujim lui Dumnezeu, nu fratelui. Lui Dumnezeu, pentru că așa spune Scriptura, căci, Doamne, când Te-am văzut? Altul va spune, Doamne, Doamne, dar când? Tu spui că nu mi-ai slujit, nu mi-ai dăruit nimic mie, nu mi-ai dat niciun pahar cu apă, nu ai fost să mă viziezi, Doamne, dar când? Când au fost momentele acelea? Domnul va spune, ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri, unuia din cei mai neînsemnați frați, mie nu mi le-ați făcut. Iubiți frați și surori, iubirea lui Dumnezeu presupune și slujire. Să slujești fratelui tău, să slujești celui de lângă tine, să slujești, să te duci lângă el, pentru că fiecare din noi avem momente în viața noastră când avem nevoie de un cuvânt de îmbărbătare, avem nevoie de un cuvânt de ridicare, avem nevoie de un cuvânt de mustrare, avem nevoie de un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Și nu vine Dumnezeu. Nu vine Dumnezeu din cer în persoana sa, nu vine un înger din cer. Dumnezeu m-a lăsat pe mine, pentru că în mine a pus iubirea sa dumnezeiască, în sufletul meu, în inima mea a pus iubirea. Și eu trebuie să slujesc. Doamne, ajută-ne, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Iubiți frați și surori, dumneavoastră iubiți lumea? Iubiți pe frați? Problema se pune dacă îi iubim, se vede prin alipire, se vede prin dăruire, prin rămânere și prin slujire. Doamne, ajută-ne! Amin!